Da, nu e clickbait. Uitați-vă la vlog și după aia vă zic eu o povestioară. Asta e un vlog foarte emoționant și foarte important pentru mine. Nu am în cap ce o să se întâmple în el, dar astăzi vreau să vă prezint vouă persoana care mi-a fost mie alături în ultima perioadă de timp. O să așteptăm să vină și ea ca să putem să vorbim mai multe despre noi și așa mai departe. Foarte important, v-aș ruga enorm de mult, pentru că ați văzut că în ultimul timp am fost mai consistent pe YouTube și am postat chestii tari. Să vă abonați și să apăsați butonul de like. Vreau să văd susținere în schimbul muncii mele. Ok, lăsând treaba asta la o parte, ăsta e un vlog foarte emoționant pentru mine, pentru că nici măcar n-am știut cum să-l încep și n-am vrut să-mi fac un script, să zic ok, eu zic aia, tu zici aia, după aia eu zic aia, tu zici aia și după aia tu zici aia și eu zic aia. N-am vrut să fie așa, am vrut să fie 100% transparent. Voi mă cunoașteți pe mine de pe YouTube. Voi știți cum sunt eu. M-ați văzut în clipurile lui Gami și ați văzut cum interacționez eu cu oamenii. Eu sunt un om mai timid. Chiar am un șarpe acasă, e pusă de la mine din mână, uite mâna, uite bătăturile. A dat-o de gard și pe asta, mâncați-i și gura ta. Nu știu cum să zic, nu vreau să zic că am anxietate, dar sunt mai timid, sunt așa, nu știu, mă rușinez, habar n-am. Și acum, de o perioadă bună de timp, a apărut cineva în viața mea, pe care vreau și eu să îl cunoașteți voi. Pentru că am ținut asta secret o perioadă bună de timp. Câțiva s-au prins, câțiva nu, foarte puțin s-au prins. Înainte să ajungă și iubita mea în cadru, vreau neapărat să vă spun eu niște cuvinte despre ea. Băi, e o fată super tare și o să vă placă de ea. Mulți o cunoașteți, dar de fapt nu o cunoașteți. O să înțelegeți în minutele ce urmează la ce mă refer. Și o să stăm și o să povestim. O să vă povestim și cum ne-am pus împreună și de cât timp suntem împreună, pentru că e jumătate de an, dar de fapt e mai mult. O să aflați pe parcursul vlogului. Nu știu dacă ați observat în ultimul timp cât de fericit sunt și cât de des am putut să postez, pentru că cumva mie nu-mi vine să cred că o persoană poate să-mi dea atât de multă încredere în mine, chef de muncă, voie bună, frate, nu știu, sunt fericit până peste cap și nu știu, a avut un impact foarte bun asupra mea, ceea ce mă face doar fericit. Și în minutele ce urmează v-am zis că nu am un script făcut și așa, nu știu ce o să facem, nu știu când o să ajungă Ioana la mine, pentru că am chemat-o la mine și am zis că o să filmăm și nu știu ce o să facem când o să ajungă. Probabil o să o întâmpinăm de la apartament sau nici nu știu, sau probabil o să mergem la un restaurant să ne lăm cea de mâncare, să stăm de vorbă acolo. Dacă e prea aglomerat, v-am zis că suntem mici așa, nu cred că aș vrea, cred că o să luăm la pachet și o să venim aici la apartament și o să mâncăm în timp ce vorbim cu voi. Rămâne să vedem ce urmează să facem. V-am zis neapărat apăsați butonul de like dacă vă place de iubita mea, sună dubios, dar scrieți în comentarii, lăsați o părere și așa mai departe. Abonați-vă la canal pentru că mă ajută pe mine foarte, foarte, foarte mult. Ia e Ioana, băieți. Ia e iubita mea. Prezintă-te. Stai. Probabil mulți dintre voi știți de pe TikTok, pentru că are și ea un cont de TikTok cu sora ei, cu Maria. Ea e Ioana, da? Ea nu e Maria, ea e Ioana. Are un cont de TikTok și are, nu știu, 300.000 de followeri de asta. Deci, cel mai probabil mulți dintre voi știți. Mulți dintre voi ați mai auzit că eu am stat cu Ioana în vlogul și în vlogul lui Saigen. Mulți ați crezut că e sora mea. Nu era sora mea, era ea. Dar mă bucur că nu s-a prins nimeni, că n-ai tu, sincer. Și da, în ultimul timp chiar am stat foarte mult împreună. Efectiv, avem niște planuri mare rău de tot. Tot ce trebuie să faceți ca să fiți la curent cu ce o să facem e să vă abonați, pentru că o să urmeze foarte mult content împreună. Salut, eu sunt Ioana. Am o soră geamănă, Maria. Poate unii dintre voi mă știți de pe TikTok. Ești foarte frumoasă, să știi. Mulțumesc. Nu zic pentru cameră. Ce pot să zic? Probabil o să mai vedeți de acum încolo că o să apară clipuri împreună cu amândoi. Vă doream foarte mult, frate. Am ratat atâtea trenduri de pe TikTok care au fost trend, pentru că noi încă nu ne oficializasem relația pe intelligent și bă, sunt ciudos rău de tot, dar nu contează, facem toate trendurile pe care le putem face, le facem. Eu fac și o școală de asistente și în paralel fac și facultate, ambele la zi, să vedem dacă pot să le termin. Și pe lângă asta sunt și la echipa de volei a facultății, pentru că nu prea am vorbit nici eu, nici sora mea geamănă despre asta, dar amândouă am făcut volei de performanță și ne-a plăcut foarte mult și chiar mi-a părut rău că am renunțat pe partea asta, dar dacă am văzut că se poate, de ce nu? Zi și făcut, Ioana următoarea zi avea un meci de volei foarte important pentru ea, așa că am vrut să fiu acolo și să o susțin. Hai să vedem împreună ce s-a întâmplat. Bă, da, vine, nu știu ce să zic, dar la noi galeria pare mai puternică decât la ei. Noi n-auzim ce zic ei. Da, nu, își fac oameni. Știai că se întâmplă asta? Păi dacă ții mâna acolo, da. Ce vrea ea? Maria. Aici intră Ioana o ridică. Băiatul ăsta atacă și bum la noi. Da, mă, da. Hai să vedem o servă minunată. Pac, pac. Incredibil această servă. Ia să vedem acum, ridică fata aia și aoleu, ce-a făcut de la Ioana. Fata aia ridicătoare, Ioana. Ioana. Pac. Ce bine. Sper că prind pe cameră, că eu mă uit la mei, nu mă uit în camera. Dă-l afară, domnul!
Bă, mie nu-mi vine să cred că la primul nostru date i-am luat și pe ei. Bine, asta ca să o cunoașteți și pe ea. Că a menționat el primul date, care practic n-ar fi primul date, să le zicem. Da, 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 hai să le zicem, stai așa. Mamă, sper că ne vedem amândoi. Zi tu, că e mai ușor, că noi tu formulezi mai ne frumos. Ne cunoaștem, adică suntem prieteni de 5 ani, prin 2019, cred. Și am fost și împreună când eram mai adolescenți. Doar că el fiind de la Azuga, eu de la București, a fost... Eu eram de la Țărănoi. O muscă. Hai mă, că nu are nimic, sunt... Am zis eu, n-ai zis tu. A fost destul de greu, probabil, să zic, pentru niște copii să ținem relația. În schimb... Și a mai venit și COVID-ul, ne-a închis în casă. A fost o perioadă foarte grea, gen. Și eram gen... Mă enervează rău musca aia. Eram... Dână. Nu. Eram adolescenți, frate, nu știu. Da, a fost ok. Noi am și păstrat legătura după, adică chiar nu... Gen, n-a fost o chestie de te-am înșelat, m-ai înșelat, n-a fost ne-am o chestie stat, de da. Infidelitate, n-au fost certuri, n-a fost nimic. Pur și simplu am zis că, bă, momentan, hai să nu, dar pe viitor... Mi-a plăcut că la vârsta aia totuși am fost destul de matur să înțelegem că pur și simplu nu ar fi funcționat, pentru că, cum am spus, eu la perioada aia făceam și volei, aveam și școală și pur și simplu eram plecate de dimineață până seara. Iar în weekend-uri aveam deplasări și aveam meciuri sau campionate la fel în alte orașe și era destul de greu. Și ca să nu ziceți că vă mint, uite, vă las aici niște filmări cu noi de mai de mult. Acolo eram la restaurant și asta e o poză pe care am făcut-o noi când au fost ea în Bușteni, într-o excursie cu tovarăși și ei. Aici era perioada de care vă ziceam, perioada complicată cu COVID-ul, care ne-a închis în casă, mă rog, care ulterior s-a mai domolit un pic și am putut să ne vedem. Asta are și o poză din gară când a fost ea atunci. Of, ce copil tânăr eram. O filmare de la nu mai știu unde eram, cred că eram în camera de hotel. Aici eram în metrou pentru că obișnuiam foarte des să plec din Azuga și să merg prin București. A fost o perioadă de-a mea în care n-am mai postat atât de mult pe YouTube, dar eu consider că a fost worth it. Aia tot o poză de gen cu noi, o filmare. Iar de acolo și asta e una din pozele mele favorite de mult timp. Doi oameni fericiți. Cu timpul noi am rămas prieteni, ne-am mai văzut. Din, nu știu dacă știți, am mai făcut și TikTok-uri împreună de-a lungul timpului. Bine, eu cu sora mea geamănă. S-a ținut el un pic de capul nostru că... Bă, nu exagerez, cred că de 3 ani mă rugam, hai să le spunem. De 2 sau 3 ani stăteam și mă rugam de ele, frate, faceți-vă TikTok, o să spargeți, o să rupeți. Aveți ce vă trebuie, faceți-vă TikTok. Și uite, bă, nu mi-au eu în niciun caz meritele pentru tot ce ați făcut voi, dar... Ce ați făcut a fost insane, o performanță. N-aveți să știți asta, dar eu cu sora mea geamănă, când eram mai mici, mama ne-a mai dus pe la filmări și am avut o reclamă, cred că difuzată în Olanda sau ceva, pentru că fiind gemene, puteai să prinzi prin anumite reclame, prin anumite castinguri. Din păcate, mama la un moment dat a lucrat în afară și ne-am rămas cu bunicii. Și a fost destul de greu pentru că ei nu prea se descurcau cu telefoanele și cu apelurile. Ei nu știau să răspundă, poate erau și numere necunoscute pentru ei și așa am pierdut destul de multe castinguri. Până acum când am mai crescut și mama ne-a zis să mai mergem iar, pentru că fiind gemene se caută destul de des, pentru că să fii geamăn e ceva special. Pentru cine are gemeni știți că există o anumită conexiune și chiar și prietenii, dacă stați mult timp împreună, o să observați că sunt niște chestii comune la voi. Da, chiar sunt și știu, nu știu dacă ați văzut la mine pe TikTok, dar noi am mai făcut și testul de gemeni sau testul de telepatie al gemenilor. Am mai făcut content așa împreună, dar n-am oficializat treaba că suntem împreună. Atunci noi oficial, eram în totalitate împreună, da. Deci noi oficial suntem împreună de pe data de 1 iunie 2023. 4. Am uitat. Nu, las-o așa. A, da? Da, am uitat anul care suntem, da? Vedeți cât de important e pentru el, da? Nu, e foarte important. Noi am mai fost împreună în 2020. Dar n-am fost gen mult, dar am fost cât ne-a trebuit ca să realizăm că, bă, da, într-adevăr, nu e momentul bun. Și dacă o persoană e pentru voi, o să fie la momentul bun. Cum era aia cu... Invisible String? Invisible String sau Red String, nu? Red String Theory, da. Da, bă, eu sincer cred în asta și a fost și... Bă, mi-e foarte dubios să le zic oamenilor despre tine chestii când ești și tu aici. Că așa mi-ar plăcea să am o bârfă cu ei. Poate pe live-uri, da? Deci dacă încep să fac live-uri, poate facem și live împreună. Când o să încep să fac live-uri, mamă, bârfim. Nu, glumesc, nu o să bârfim. E o chestie de bine ce vreau să zic, dar acum pentru că m-am tot lălăit, am și uitat ce vreau să zic. Sincer. Ce vrei să ne luăm de mâncare? De ce ți-e poftă?
Nu știu de voi, dar eu în general merg pe variante sigure. De obicei îmi iau pizza, pentru că e o variantă sigură. Dar de data asta o să-mi iau, cred că, piept de pui cu cartofi prăjiți. Ok, merge, poftă bună, și eu cred că o să-mi iau niște paste, poftă de niște paste. Hai, revenim când vine mâncarea. Tot ce mi-am comandat eu sunt niște paste siciliene la cuptor, adică niște paste cu pui, bacon și cașcaval și ceva sos roșu, nu știu exact ce sos e. E un sos roșu, probabil de roșii. Și așa arată ce și-a comandat Ioana, salată de varză cu castraveți prăjiți, cu cartofi prăjiți de fapt și cu piept de pui, care arată foarte bine. Am stat și ne-am gândit un pic și ca să evit întrebările din comentarii, hei Robi, nu le încurci niciodată sau de unde știi care e Ioana și care e Maria? Bă, nu le încurc, ok? Le cunosc de suficient de mult timp încât să nu le încurc și nu le-am încurcat niciodată. Așa că să nu vă aud. Deși acum dacă îmi zice Maria, nu, ba da, la el o să mă supăr că ar trebui să știe că sunt Ioana. În general, lumea dacă ne încurcă și zice sau strigă Maria, pe mine mă strigă Maria sau pe Maria o strigă Ioana, nu ne supărăm, că e ceva normal, lumea n-are de unde să știe. Și în primul rând, dacă e oricum și dacă strigi pe Maria, o să mă întorc eu și ea o să se, sau amândouă. Bă, a venit ăsta. Vreți să cuși pastele? Hei, vreți să vă zicem cum de le-am pus înapoi împreună? Că eu, uite că era să și uităm să zicem asta. Deci. O să, nu, lasă-mă pe mine să încep și te las pe tine să continui, ok? Ideea e că noi am început să vorbim iarăși mai mult în luna martie. A început prost deja. Deci, în luna martie este ziua mea și a surorii mele și el ne-a făcut o surpriză. Și de la surpriza aia noi am început să mai tot ieșim. Da, corect, așa a fost. Să mai vorbim și venind și vara și nouă era un pic mai lejer, pentru că noi, cel puțin în partea cu școala de asistenți, noi avem și teorie și practică și variază câteva săptămâni așa, câteva săptămâni așa. Și când este cu practica este un pic mult mai lejer, pentru că poți să te duci când ai timp, adică nu este fix o oră bătută în cuie și am ieșit mai mult timp și ne-am apropiat. Da, și acum suntem împreună. De pe 1 iunie. De ziua copilului. Da. Imediat facem jumătate de an împreună. Bă, nu vine să cred cât am reușit să țin asta secret față de voi. Nu vă supărați și voi pe mine acum, nu fiți de aia. Oricum, a venit mâncarea, ne punem, mâncăm și noi și vedem după ce facem. Hai. Dacă mâncați și voi, cumva, poftă bună. Poftă bună. E a doua oară când filmez treaba asta, pentru că prima dată am tras fără sunet. Voiam să vă spun că mâncarea e foarte bună, aici nu sunt plătit să zic asta, gen pastele sunt paste foarte bune și pieptul de pui demențial. E foarte suculent, e demențial, e bun rău de tot. Mai devreme voiam să vă zic ceva legat de un film în care a jucat ea, dar o să o las pe ea să zică mai multe chestii, pentru că ea știe mai bine. Bine, e mult spus jucat, dar cum vă ziceam mai devreme despre filmări, eu și sora mea Geamăna am avut ocazia să avem parte de o secvență în filmul Candidatul Perfect, care a apărut acum de curând în cinematografe. Și a fost o experiență unică și foarte frumoasă și să știți că să te vezi acolo pe ecran, că am fost cu ai noștri și cu domnul la cinema, e o experiență unică pe care nu o pot pune neapărat în cuvinte, dar faptul că începusem să tremur așa de emoții poate spune multe. Bă, și eu îmi doresc să joc într-un film. Vreau să fiu... Ce personaj crezi că mi s-ar potrivi mie într-un film? Aș putea să fiu eu omul rău într-un film? Cred că da, pentru că nu cred că te-ar suspecta nimeni pe tine. Da, cred că o să fiu omul rău în următorul film care o să iasă. Gata, am terminat de mâncat, am mai vorbit un pic acolo la masă. Acum e timpul să ducem prințesa acasă, că are de învățat pentru facultate. Am stat... Cât am stat? 4 zile am stat împreună acum? Cred că da. Bă, e foarte tare, mie-mi place. Și m-a ascultat pentru la facultate, deci are în cap numai... Pac! Mulțumesc! Cu plăcere! Bă, ce femeie frumoasă! Și mă bucur că în sfârșit o vedeți! Hei copii, noi suntem părinții voștri! Mergem la apartament, strângem lucrurile și dăm, da! Money line, I'm already